Ok, deci chiar se întâmplă, filmez din nou. În caz că ați uitat cine sunt, pentru că am dispărut cam multă vreme de aici de pe YouTube, sunt Madalina sau Honey Makeup Artist și am blogul departamentul de beauty.ro. În sfârșit, este primul. Poate că știți de ce am dispărut un pic mai mult din sfera online, mai ales de partea de YouTube, pentru că unul, laptopul meu a murit și a fost mort multă vreme, și doi, pentru că am început un nou proiect, un nou business și mi-o ocupă foarte, foarte mult timp. Foarte mult timp. Este primul an de când jobul meu este de makeup artist în care îmi cumpăr haine. As in primul după foarte multă vreme. Și pentru că am făcut abuz vara asta de am cumpărat haine, de fapt nu am cumpărat haine, am cumpărat bluze. Am foarte, foarte multe bluze și bineînțeles că n-am cu ce să le port neapărat de jos. Yeah! Ok, am descoperit un site care se numește mangooutlet.com și care are minunății de bluze la doar 9 lei sau 19 lei sau maxim 39 de lei. Adică asta la reduceri. Deci toate hainele pe care le veți vedea acum sunt foarte, 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 foarte ieftine și sunt de la Mango. Și cred că este una dintre cele mai mari comenzi pe care le-am putut da vreodată într-un timp atât de scurt. Adică, nu știu, cred că 2 minute. It's something! România au talent! Da, să începem. Deci, cutia a descoperit. Huge! Asta era punga în care au venit. Și cutia e undeva acolo. Dar încă nu le-am desfăcut pe fiecare din punguța ei, așa că o să vedem acum pe unul ce super cât atât. Da. Ok, mi-am avut 14 bluze și pentru prietenul un sacou. Ok, prima bluziță. Nu are de face. 9 lei. Scrie pe ea Los Angeles, Venice Beach, California, 1977. Remember cu tremuri. Eu am și uitat ce mi-am comandat, pentru că a durat ceva să vină comanda. Cred că a durat cam o săptămână. Da, iar curierul, să știți că cel de pe zona mea este foarte nervos. Adică am primit mail după ce am dat comanda că o să primesc comanda în curând, dar era obișnuit să primesc un SMS la fel de curioasă, să mă anunțe că o să vină comanda X în ziua cu tare, la ora cu tare, cu suma cu tare. Nu, pe mine m-a sunat curierul ieri să-mi spună că el este în fața imobilului și că veniți. Și eu n-avem bani la mine. Ups. Da, și m-a încercat și mi-a spus că dacă eu nu știam că trebuie să-mi vină o comandă și ce n-am luat să fac roz de bani. Nu, plus că n-am timp, adică muncesc, am treabă. Astăzi când l-am rugat să-mi dea a doua zi, azi a venit comandă, a fost mai ok, a fost relaxat, mi-a dat bună ziua, mi-a mulțumit. Ok, trecem la bluza numărul 2. Este un plovăraș foarte drăguț și foarte imens. Nu știu dacă să-l vedeți. Adică mie îmi plac hainele care vin un pic așa mai lălui. Asta cred că e un pic cam prea lălui. De fapt, nu știu, trebuie să ne probez. O să le fac și poze, cred că le găsa mine poze, că acum nu știu de ce culoarea nu e aproape de adevăr, deși e primit al meu natural. Peste 11 zile este ziua mea. Deci am voie să fac abuz. Asta este un plovăraș și cum e drăguț ăsta? Tot așa,
Huge? Da. Eu speram că o să vină... Cute. Așa. Deci asta vă zic că au fost 19 lei. Mi-am luat... Am o problemă, sunt... Acționat după reducere acum. Și mi-am luat doar ce era cel mai ieftin. Pentru că mi-am dat seama că dacă ele erau în magazin vreo 2 milioane și acum sunt la 19 lei... Da, cam asta e valoarea hainelor, da. Deci, numărul 4... Da, asta este un tricou, mi-am dat simplu, de-a lor. Basic. Tot el. Scrie Mango Barcelona. Și e roz profund, sper că se vede că e roz. Mai departe. Un tricou minty. Oh god, și ăsta e mare. Și un pic cam prea mare. Eu îl astea. Dar e posibil că mi-e să vine bine, pentru că m-am îngrășat mult. Și acum încep cu mașetele. Am o mașetă pe care sunt absolut afiată și sper să fie o clipă de o aștepta. Transparentă este. Mare, cred că nu. Chiar nu. Ok, trebuie să fie ok. Sunt mai niște chestii și care nu-mi plăceau mie 100% și am convenit cu mama că ne împărțim. Ce drăguță e și asta este fără mâneci și e așa acum, perfectă pentru vară. Și chiar vreau că e transparentă, mă gândesc că pot să porc un zic că e super, super colorat. Și să se vadă frumos, nici de cum vulgar sau... Și asta a fost 9 lei. Că... Și dacă nu-mi vin... Îmi pare... Patru, mai am eu patru. Așa nu puteți să termina. Asta este un provoraș negru. Foarte drăguț. La fel și vă care... Cât un larg și că pot să-l porc și lăsat așa pe urmă. Oricum o să fac poze toate, dar clar e mama, că mie nu-mi place deloc. Nu-mi place chestia să descrie pe spate. Deci nu. El e gen la... De, pare că e pe dos, dar nu e pe dos. Nu-mi plac. Deci e pentru mama. Clar e ei. Așa. Material bun. Și este cu ceva inimă print, deci da, e al meu. Mai aveau și pe altă culoare, mi se pare. Da. Gen, a fel și inimă print, ăsta pare că e pe dos, pentru că nu e mult mai închis decât vine el normal, așa. Dar îmi place. Bucuța
Asta îmi place. Place. Tot transparent, bineînțeles. Dar pare așa un pic... Are un finish lucios și... Am niște blugi pe care îi văd fix cu o bluză de genul ăsta și n-are nici mămici, e ok. Deci nu mor de cald în ea, pentru că eu mă îmbrac în negru chiar dacă este vară. Și acum am ochii pe mine neagră. 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 Vai, cât e de drăguță! Și este o cămașă elegantă și are niște mini butoni foarte drăguți. De când am fost la facultate să mă înscriu la master, dar da, am intrat la master, sunt și eu studentă la master la buget. Fac USNSPA. Sunt așa nevoie să mă îmbrac foarte elegant. Înțelegi? Da, și cam așa asta îmi place super. Deși și ea e transparentă. Am să văd eu cum o să mă ridic, am prea multe haine în brațe. Yay! Cred că asta o să fie un, o dovadă împotriva mea, filmulețul meu, pentru că sigur peste săptămână voi ține șifonierul și voi începe să plâng, pentru că nu știu dacă s-au cum mai devreme, dar vă vorbeam despre mâinile de aur în care îmi spun că am prea multe haine. Și pentru el, deja cumpăr acum sacou, foarte drăguț, chiar îmi place culoarea și culoarea la. Și e bun acum. De vară. Chiar are niște pantaloni care se vor potrivi cu el și niște... Nu știu dacă s-au cum mai devreme, dar vă vorbeam despre mâinile de aur. Cam astea au fost cele 14 cămăși plus un sacou pentru el de la mangoaur.com. O să las linkul în descriere și dacă pot o să las linkul fiecarei hăinuțe pe care i-am comandat-o. Poate v-a plăcut și vreți să vedeți exact mai multe detalii despre mărime, culoare, etc. Cum am spus, prețurile sunt foarte, foarte mici. Zic, foarte, foarte mici. Sper că v-a plăcut și sper că v-a fost un pic dor de mine, pentru că mi-a fost foarte dor de voi și am fost super emoționată să văd că, deși am avut o perioadă de pauză destul de mare, voi ați dat în continuare subscribe canalului meu și am depășit deja pragul de 1000, care știu că sună foarte puțin, dar pentru mine înseamnă enorm și știu că o să fim din ce în ce mai mulți și pentru asta eu mă simt datoare să aduc conținut nou și de calitate pentru voi și promit că o să fac chestia asta mult, mult mai des de acum încolo. Ne vedem pe Facebook, Facebook-ul meu personal, cele care l-aveți, sau pe pagina de Facebook Departamentul de Beauty sau Honey Makeup Artist, dacă aveți întrebări legate de make-up, ce produse folosesc, ce produse recomand și ce voi mai găsi eu pe acolo, o să pun pentru voi. Pe blog departamentdebeauty.ro, de ceva vreme sunt și eu pe .ro. Încă nu are un template stabilit, logo-ul încă nu este exact cum îmi doresc eu, dar lucrăm la asta. Pe Instagram, da, pe Instagram acolo sunt cel mai activă, aveți toate detaliile acestea în descriere și vă rog, nu uitați să dați, dacă v-a plăcut, like și să vă abonați canalului meu. O să pun page pe undeva un buton, nu puteți să dați subscribe și sper că vă place mama lumină care e de afară, nu se ducunorează și tot se vă schimbă și nou meu panou. Care scrie make-up. Make-up is a girl's best friend. Și chiar este. Încă o dată, sper că v-a plăcut, dragii mei, și vă pup!